Avem mare bucurie să ne adresăm acestei întâlniri nobile a oamenilor care slujesc Evanghelia, oamenilor de limbă română de pe continentul nord-american și cu ocazia aceasta și uh, pentru ceilalți români din ceea ce noi numim diaspora românească și uh, uh, nu numai diaspora românească, ci tot ce este vorbitor de limbă română în lume, fiindcă diaspora, așa că am pierdut frontierele în ultimul timp, se -a confundă cu țara și țara cu diaspora. Și lucrul acesta este o bucurie pentru noi, datorită posibilităților de călătorie pe care le-am avut în această perioadă. Tema foarte scurtă pe care aș dori să o prezint cu această ocazie se intitulează Pe aripi de vulturi. Și cum noi suntem egoiști din naștere, în egoism a născut mama mea, am putea foarte clar să, scrie, să scriem noi textul ăsta, cum suntem foarte egoiști, noi ne-am gândit la cântarea pe aripi de vulturi, numai când suntem purtați pe aripi de vulturi, dar să purtăm noi pe cineva pe aripi, la asta nu ne-am gândit. Ha, jumate, ca biserica din Londra, ei mi-au dat planul pe tot anul, nu Biserica Română, Biserica de Limba Engleză, mi-a dat planul pe tot anul, 52 de sabate, cu programul lor. Aceste programe ale dumnealor erau dedicate 100% tot dumnealor. Nu exista nici măcar o linie în aceste 52 de sabate cu privire la vecinul. Absolut nimic. Și l-am spus, zici, jumate e bun, unde e jumate, alaltă? Care e jumate, că e complet? Luați-l înapoi, zic. Jumate trebuie să fie pentru. Așadar, vreau să mergem împreună în Exod, capitolul 19, versetul 4, și cu ocazia aceasta o să aflăm și răspunsul la întrebarea unde vroia de fapt să-i ducă Domnul pe. unde vroia să-l ducă pe Israel când l-a scos din Egipt. Și voi v-ați gândit și ați dat uh, diverse răspunsuri. Acum vom citi în, în, în Exod 19, cu 4. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acolo vroia să-i ducă Domnul. Nu într-o țară în care curge glucoză adusă de albine și struguri și alte mere și așa mai departe obiectivul lui Dumnezeu era să-i aducă la el, v-am adus la mine. Acesta era obiectivul lui Dumnezeu. Pe arip de vultur. De ce studiem această expresie? Pentru că pe arip de vultur nu însemnează numai să fii purtat pe arip de vultur, ci și tu la rândul tău să porți pe arip de vultur pe cel de lângă tine, așa cum și tu ai fost purtat. Ați observat care a fost... Reproșul pe care, marele iertător, cel care a iertat datoria de 10.000 de talanți acelui om, care a fost divinul reproș către omul acesta. Se cuvenea ca și tu, care ai fost iertat, să ierzi la fel, și prin extensie se cuvenea ca și tu. Care ai primit Evanghelia de la cineva să dai Evanghelia altcuiva și tu care ai fost purtat pe aripi de vulturi să porți pe altul pe aripi de vulturi. Ce este cu comparația și cu expresia aceasta? Sigur că e foarte simplu să ne dăm seama că ea se referă la momentul în care vulturul scoate puii pe creangă. Chiar vă rog să accesați internetul și să urmăriți. Sunt filmări de înaltă calitate. Când i-a scos dimineața frumos pe o creangă, nu visau sărmanii ce așteaptă. Era prăpastia de un kilometru sub ei și stăteau acolo și vulturul se împinge, îi tot împinge la margine, unul a început să țipe, domne, nu vezi ce se întâmplă, ce ne faci? Și ăsta continuă să împingă, până când unul dintre ei, gata, este răsturnat în vale, îi aruncă pe toți, după care nește, așa cum o să citim mai departe în Scriptură, vulturul țâșnește și începe să îi ridice pe aripi și din nou îi lasă și, se, și sfârșesc, nu zdrobiți de stânci, ci sfârșesc zburând majestic, cum numai vulturul poate să zboare. Ilustrația aceasta vorbește despre învățător și ucenic, despre ceea ce a făcut mântuitorul nostru. Lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat pe noi nu este lucrarea de recrutare de membri pentru vreo biserică sau vreo denominațiune. Acestea sunt partide religioase, este un fel de politică religioasă aceasta. Nu. No. Lucrarea la care ne-a trimis pe noi Domnul Hristos este aceasta. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Ucenicul nu este simplu membru de partid. Ucenicul este acela care dorește să reproducă în viața lui viața maestrului lui. Prin el, prin ucenic, se reproduce maestrul practic. Când Domnul Hristos a înălțat la cer, a lucrarea de evangelizare a lumii a continuat prin oamenii aceștia. Aș dori să închei prin a vorbi despre unul din cei mai mari violoniști din istoria lumii, Iașa Haifetz. El a atins performanțe inimaginabile în interpretare. Până în ziua în care a șocat lumea cu decizia lui. A devenit profesor de muzică la UCLA, la Universitatea din Los Angeles. Și toată lumea a spus, cum în, în mijlocul triumfului e posibil așa ceva? Întreb tot și te duci și înveți pe ăștia, scârț, 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 începem cu... Pe cine? Și auziți cuvintele lui. Întrebat ce l-a determinat să facă o așa schimbare dramatică în cariera lui, Haifetz a răspuns. Cântând la vioară, este o, artă perisabilă. Cântatul la vioară este o artă perisabilă. Moare odată cu cel care dă din arcuș. Și scrie el mai departe: trebuie să fie transferată și dată mai departe persoanelor care vor dori să preia priceperea aceasta. Altfel va muri odată cu cel ce cântă. Acest lucru este adevărat nu numai pentru vioară și violonist, ci și pentru evanghelie și evangelist. Dumnezeu să ne ajute să fim pil de vii pentru cei care vor voi să calce pe urmele noastre. Dumnezeu să ne ajute să croim astfel de urme încât cineva să poată călca pe urmele acestea și să ducă Evanghelia mult mai departe, mult mai sus, mult mai frumos decât am putut să o ducem noi în generația noastră. Aceasta este speranța mea și aceasta este și urarea noastră pentru întâlnirea românilor de anul acesta de la Chicago. Dumnezeu să fie cu noi. Amen!